Bună seara, dragi prieteni! Sunt Doru George Pascal și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Lumea în care trăim. Tema acestei serii am intitulat-o Omul și inteligența artificială, o temă la ordinea zilei, iar invitatul meu este nimeni altul decât medicul și scriitorul de literatură science fiction, Florin Haidamac. Bună seara, Florin! Bună seara, Doru! Mulțumesc! Bine revenit! Mulțumesc, Florin! Mă bucur că ne vedem, ne-am văzut puțin vreme, nu știu, prin februarie, parcă ne-am întâlnit ultima dată. Da, atunci a fost ultima emisiune. Da. Între timp au mai apărut materiale și evoluții și noutăți despre inteligența artificială, ce este ea și ce vrea ea, ce este omul și ce vrea inteligența artificială, lupta inteligenței artificiale, prostia omenească, o să vedem în cadrul emisiunii. Dar pentru început, uite, eu tot așa am cules materiale pe care aș dori să le discutăm. Pentru început, te invit să analizăm un pic o situație publicată pe 30 ianuarie anul curent, sub titlul Neuralink a implantat primul chip în creierul unui om. Este declarație făcută de celebrul Elon Musk, îl știm cu toții, nu mai discutăm despre personaj pentru că este deja de cotidian. FDA-ul a Statelor Unite, Agenția Medicamentelor, așa și a Sănătății, a dat undă verde companiei Neuralink în anul 2023. Am comentat și atunci despre intenția lui Elon Musk de a începe studiu, test al implanturilor pe oameni și Elon Musk a spus că primul produs numit Telepathy permite controlul unui telefon sau personal computer doar prin gândire. Zis și făcut, pe 21 martie, anul curent, un bărbat paralizat de la umeri în jos, care i-a fost implantat un chip Neuralink, a reușit prin puterea minții să lucreze cu un computer. Un joc de șah, dar și un alt fel de joc. Deci comunicarea a avut succes. Da. Și Elon Musk s-a bucurat. Foarte bine tolerat, a fost foarte bine acceptat, funcțional și, într-adevăr, își dovedește utilitatea, iar aplicațiile de azi înainte sunt enorme, sunt multiple. Sunt extrem de vaste pentru că în știință este o chestiune, trebuie să dovedești că se poate. Atât. Nu că restul sunt detalii. Că chipul ăsta, în mod sigur, va fi optimizat, va fi updatat, va fi mult mai performant la generația următoare, dar în principiu reușita mare este că se poate. Se poate, este tolerat, funcționează, se poți controla cu mintea un obiect din jur, este totuși ceva. Deci este totuși ceva. Și atunci, de aici până la alte aplicații, este doar un pas. Aplicații, la început și acum, exact așa cum am discutat și noi data trecută despre toate chestiunile astea, aplicațiile sunt medicale, la început. Pentru că cui s-a implantat? Unui bărbat paralizat care nu avea nicio șansă să-și miște mâinile, să picioare, nu avea nicio șansă să lucreze. Omul ăsta acum poate lucra. Omul ăsta acum are o motivație, are un scop în viață. Pentru că el, până la momentul implantării, era doar o plantă. Era doar o plantă într-un pat, incapabil să interacționeze cu mediul, incapabil, nici acum, dar probabil o să urmeze. Nici acum nu e capabil să se auto-îngrijească, să aibă oarecare autonomie, pentru că el este paralizat. Sigur, dar locomotorii sunt zero. Sunt zero. Dar nu poți să știi ce urmează. Ce este o vorbă, drumul spre iad, depavat cu intenții bune. Sigur că da. Sigur că da. Iar ceea ce este savuros este chiar numele chipului. Telepatie. Telepatie, da. Deci este evident că se va ajunge la o integrare probabil în timp, și eu cred că în timp scurt se va ajunge la o integrare în conștiință, în mintea ta. El va fi capabil să facă foarte multe chestiuni. Cu ajutorul lui vei putea dobândi probabil anumite puteri, că la un moment dat sunt puteri, asupra mediului înconjurător doar prin gând. Doar prin gând. E atât de simplu.
De aici până la a face o conexiune cu ariile cerebrale afectate de boală, arii care nu-ți permit la momentul actual să te miști, cum e cazul pacientului, mai e doar un pas. Și atunci când vei fi capabil să integrezi chipul ăsta în cortexul cerebral și să reactivezi funcțiile motorii, el a și declarat din 2023 că primele teste se vor face pe oameni cu probleme locomotorii. Da, da, care sunt de acord, care sunt disperați și care fac orice, care vor face orice tot timpul pentru a se, nu neapărat vindeca, pentru a obține măcar un progres, cât de cât mic. Pentru ei contează enorm. Contează enorm. Iar a fi paralizat și să nu ai vreo șansă să te recuperezi, viața ta să fie doar o viață vegetală, de plantă, e foarte complicat, e foarte greu. Adică omul ăsta, omului ăsta s-a dăruit acum o motivație de a trăi, de a funcționa, de a se poate și altfel, deci el se poate. E foarte important pentru el. La urma urmei, tu controlând un computer cu gândul, poți să lucrezi, poți să faci chestii, poți să scrii, poți să interacționezi cu oamenii. Deci și poți pe telefonul faci, mobil, da? La fel. Sigur că da. Poți să faci foarte multe chestii normale pentru ceilalți, dar pentru tine sunt niște realizări excepționale în cazul în care ai nevoie de asemenea chip. Eu cred că asta este doar o demonstrație. Un prim pas. Sigur că da, un prim pas. Este o demonstrație că se poate. Având în vedere că e afișată acum, eu sunt convins că deja e pregătită generația a doua de chipuri care va face minuni. Minuni, va face mult mai mult decât să controlezi un computer, pentru că asta o poți face și wireless. Dacă... A mai fost un test în 2021 sau 2022 cu acel pacient care i s-a redat, între ghimenea fie spus, vederea. Vederea, da. Tot a fost un ochi, da, un ochi artificial. Cum a fost un ochi artificial. Avea un fel de, da, antenă, să zic așa, deasupra capului și reușea să vadă mediul înconjurător. Ceea ce, din nou, este enorm de mult pentru un asemenea pacient. Gândește un pic că orice funcție câștigată, recâștigată, este un beneficiu enorm. Iar, într-adevăr, primele aplicații sunt medicale. Primele aplicații. Asta este evident. După ce se demonstrează, uite ce putem face, eu sunt convins că cererea va fi enormă. Pentru că, uite un pic, așa s-a început și cu telefoanele mobile. Da, da, da. La început erau niște chestiuni, erau un aparat drăguț, frumos, cu care vorbeai, cu elegant. Da, era elegant, era frumos. Cum era Blueberry. Sigur că da, QWERTY, da, deci era foarte frumos, numai că... Apoi a apărut touch screen-ul. Sigur că da, a apărut touch screen-ul și tot așa. Chiar la început, când au apărut telefoanele astea, erau întreagă discuții, cine o să le folosească, cui trebuie chestia asta, nu o să aibă niciun succes. Și uite cât de tare a prins, prin aplicații, prin ceea ce pot face. Viața modernă nu-ți permite să mai folosești device-uri depășite. Nu mai cum. Iar ăsta va fi începutul unei noi ere. Eu cred că va fi, nu știu dacă începutul, pentru că cyborgii printre noi există de mult. Protezații, toți ăștia care folosesc tot felul de dispozitive. Nu este începutul, dar este începutul unei noi evoluții a rasei umane. Eu așa cred. Pasul ăsta pe care l-a făcut el. Într-adevăr, un vizionar, într-adevăr, un om care face lucruri ieșite din comun. Da, într-adevăr. Timpul va discerna. Sigur că da. Și să mai stăm puțin cu personajul nostru, Elon Musk, pentru o știre din 19 martie, anul curent, care spune în felul următor: Elon Musk și Volodymyr Usov prevăd un viitor science fiction. Putem coloniza Marte cu astronauți modificați genetic. Volodymyr Usov este fost președinte al Agenției Spațiale Ucrainene, acum fiind antreprenor cosmic. Există o relație între cei doi și ideea asta a lui Elon Musk, a sa companie SpaceX, nu este nouă, însă s-a ajuns la un moment în care se analizează dacă omul poate să supraviețuiască drumului și colonizării pe Marte. Și sunt foarte multe, să zic așa,
comentarii făcute de Usov, care spune pe următor: biologia omului ne împiedică să pornim spre Marte. Vrem să ne dezvoltăm în spațiu, nu doar să supraviețuim câteva săptămâni. El afirmă că în cazul colonizării planetei Marte, oamenii se vor confrunta cu riscuri mari de cancer din cauza radiațiilor, plămânii rupți și pielea umflată din cauza presiunii scăzute. Și rezultă că e nevoie de editarea genelor, modificarea ADN-ului, performerii sunt rezultatul unei selecții genetice naturale. Mi-aduc aminte de filmul Total Recall cu Arnold Schwarzenegger. Da. Când într-adevăr se umflă pielea, dă să explodeze capul și așa mai departe. În forma actuală nu poți face mare lucru. Era o idee de a pleca spre Marte. Elon Musk așa și-a făcut el programul din 2024, suntem în 2024, nu se poate, și s-a amânat până în 2029, o altă declarație spune până în 2050 și așa mai departe. Vedem că el a avut experimente eșuate cu nave care trimise spre Marte, a explodat din nefericire. Erau experimente test pentru a vedea puterea, forța viitoarei rachete spațiale. Însă acum discuția este accentuată pe om. Și Usov spune că omul care a ajuns în momentul respectiv, cum a ajuns în ziua de astăzi, omului au trebuit sute, milioane de ani de evoluție. Pe planeta asta, pe mediul ăsta. Pe mediul terestru. Și atunci, extrapolind ideea pe mediul marțian, e nevoie de un alt om. E nevoie de un om nou. Știi, în timpul stalinismului era omul nou. Omul nou, da. E nevoie de un alt om, numai că e foarte ambițioasă propunerea asta de a modifica materialul genetic artificial, deci prin intervenția de cele, nu vei putea. Pentru că noi încă nu cunoaștem foarte clar ce face genomul. Noi probabil avem o reprezentare imagistică a lui. Știi cum arată, știi unde sunt anumite gene, știi din ce sunt alcătuite, din ce secvențe de aminoacizi, știi toate chestiunile astea. Nu știi foarte clar ce face, pentru că nu avem nici tehnologia și nici timpul trecut necesar pentru a înțelege pe deplin genomul. Sunt chestiuni care apar zilnic noi. Chestiuni noi de genetică, de biologie moleculară, de genetică moleculară. Sunt chestiuni care apar zilnic. Deci, practic, în fiecare zi undeva într-un laborator din lume se descoperă ceva de care nu știai. Și atunci e foarte greu să îți propui să modifici materialul genetic. În forma actuală, în forma actuală fizică pe care o avem noi ca rasă, nu putem ajunge în spațiu și să stăm foarte mult. Gândește un pic, un drum până la Marte poate dura undeva cam aproape de un an, chiar și cu cele mai performante. Chiar m-am uitat pe net și am făcut următoarea comparație. De la Pământ la Lună sunt 384.000 de kilometri. De la Pământ la Marte, distanța cea mai scurtă este de 51 de milioane de kilometri, iar distanța cea mai lungă este de 401 milioane de kilometri, vorba de opoziția Pământ-Marte. Da. Cea mai scurtă distanță de 51 de milioane de kilometri se vede o dată la 2 ani. Atunci este fereastra cea mai potrivită de lansat către Marte. Da? Iar, și în timp ar fi 4 zile și jumătate până la lună, 4 zile maxim până la lună, iar până la Marte e vorba de luni. E aproape un an. Da, cu viteza pe care o cunoaștem, cu viteza pe care o putem dezvolta la ora actuală. De asta 333 de zile. De asta se mai bat ei un pic să modifice viteza asta, să ajungem un pic mai rapid. Efectele spațiului asupra biologiei umane pe termen lung nu se prea cunosc. Sau, dacă se cunosc, nu pot fi contracarate eficient. Nu ai cum. Tu ești o creatură care s-a născut și s-a dezvoltat în mediul terestru, în mediul ăsta.
adaptată la o anumită gravitație, la o anumită radiație solară, protejată de câmpul magnetic al Terei. Sunt de stratul de ozon și de alte chestiuni. Sunt foarte multe aspecte. Viața în alt mediu, momentan, este posibilă doar în domuri, doar în structuri create artificial, unde oamenii se poată ajunge, se poată sta, să-și desfășoare activitățile ca și pe Pământ. Dacă pleacă un număr suficient, populația asta se va mulți, cei care se vor naște, probabil prima, a doua, a treia generație, vor fi marțieni adevărați, adaptați la spațiu, la mediul respectiv, ăia vor putea încerca să facă o colonizare sau să facă eu știu ce altceva. Dar vorbim de generații. Vorbim de generații, vorbim de faptul că avem nevoie să facem o evoluție naturală acolo, dacă ne vom putea adapta, pentru că și asta este o chestiune. Gândește că Marte nu are nucleu cum are Pământul, nu se învârte, nu generează câmp magnetic, tu acolo ești la mila cosmosului. Tu acolo ești la mila radiației solare, a radiației cosmice, a furtunilor de nisip care sunt acolo înfiorătoare. Deci la gravitația marțiană sunt foarte multe chestiuni. Sunt foarte multe chestiuni. Tu permanent acolo vei avea nevoie de tot ce are nevoie ființa umană ca să funcționeze. Aer, apă, căldură, mâncare, deci energie. Deci astea sunt chestiuni pe care le poți face la momentul actual doar în domuri. Este aici o chestiune, uite că acum dacă stai și te gândești, privești un pic tabloul general, sunt foarte multe chestii care se pun cap la cap. Racheta cu propulsie nucleară care s-a încercat să se ducă către Marte sau să demonstreze că se poate. Chip-ul, pentru că astea toate mi îmi spun că sunt pregătiri pentru a face cumva călătoria spre Marte sau spre oricare altă planetă mai ușoară. Tu nu poți să știi ce are de gând sau ce poate să facă așa un chip. Poate mă va ajuta să mă mențin sănătos și în formă în spațiu. Pentru că marea problemă în spațiu, una din marile probleme ale astronauților pe termen lung în spațiu este pierderea de masă osoasă. Pierderea de masă osoasă, pierderea de masă musculară. Masa osoasă, mai ales când ajungi pe o planetă, să spunem, pe Marte și amortizezi. La primul pas pe Marte s-ar putea să-ți rupi picioarele, pentru că tu nu ai, chiar dacă gravitația e mai mică, tu nu ai os care să te susțină cum trebuie, pentru că tu ți-ai pierdut din matricea osoasă. Osul ăla este ca sticla. Ăla, la orice traumatism, ăla se va rupe. E foarte posibil chipul ăsta să-mi trimită niște impulsuri în musculatură, să-mi contracte musculatura ca și cum aș merge, să-mi facă ceva la nivel electrofiziologic, astfel încât tonusul muscular să-mi fie păstrat. Tonusul muscular păstrat înseamnă circulație, înseamnă foarte multe alte chestiuni. Sau este foarte posibil să creeze o tehnologie pe bază de câmpuri magnetice, astfel încât eu să pot face pe o navă spațială de genul ăsta antrenamente cu greutate. Adică, bun, pe o navă momentan nu e posibilă gravitația artificială, deci n-am văzut niciun experiment de genul ăsta până acum. Dar ai putea face cumva o încăpere specială pe câmpuri magnetice unde tu ori să mergi, ori să împingi niște chestii contra unei rezistențe, să-ți păstrezi masa musculară și masa osoasă, este extrem de important. Este extrem de important. Plus că radiația cosmică sau neutronii îți afectează retina chiar cu ochii închiși. Tu nu te vei putea odihni. Tu permanent, chiar dacă închizi ochii, ți apar puncte luminoase, ți apar chestiuni. Tu ești la un pas de psihoză în timp de un an de zile. Sunt chestiuni foarte, foarte dubioase. Omul nu este făcut pentru spațiu. Omul este făcut pentru Terra. E atât de simplu. Acum, când noi încercăm să ne depășim în condiția asta și ne luăm de piept cu Universul, este partea a doua, este în firea umană să facă treaba asta. Dar Universul ți impune niște limite foarte clare. Foarte, foarte, foarte clare. Eu îmi pun următoarea întrebare. Anii 60 au fost anii dute spre Lună. Cosmosul, da. De ce nu se merge din nou pe ideea hai să selenizăm? Nu știu. De ce vrem să martizăm. Nu știu. Când luna e mai aproape, chiar dacă este un astru mai rece, nu e nimic. Dar resurse. Da, zilele trecute citeam un material că s-a descoperit zăcământ de gheață
sub stratul lunii, ceea ce ar favoriza obținerea apei. Apei, nu? Da. Din praful și unde e apă, e clar. Viață. E viață, nu? Din praful selenar se poate obține inclusiv oxigen. Deci n-ar fi o problemă de adaptare a noastră mai degrabă, te-ai adapta la lună, pentru că în condițiile în care îți faci creezi o bază pe lună, un dom, și se întâmplă ceva, ai posibilitatea să ajungi pe Pământ mai repede decât de pe Marte, să fim serioși. Adică luna, chiar și comunicațiile cu Pământul sunt instantanee. Luna este la o secundă lumină de Terra. Da? Deci 300.000 de kilometri. 384.000 de kilometri. Este viteza luminii, da? Da, exact. Da? De ce? Este distanța asta între Pământ ceva și Lună? Ceva ciudat. A? Chinezii au preluat problema lunii în ultimul timp. Ei trimit nave. Eu asta nu înțeleg. De ce nu s-au mai dus? E ceva cu sucoață albă, un secret total. Un secret este. Este un secret emoțional. Mai ales de partea întunecată a lunii. Niciodată. Teoriile conspirației spun că acolo exista o bază extraterestră și așa mai departe. Sau o bază militară. Sau fel și fel de idei. Sau un adăpost pregătit pentru elita rasei umane, în cazul în care probabil, posibil, să se întâmple ceva. Un asteroid, un cataclism, eu știu, ne autodistrugem, că noi nu ne cam ies chestiunile astea, adică nu suntem de departe de ele, nu e ceva exclus. Am experimentat în istoria civilizației. Sigur că da, l-am fost la un pas de extinții de foarte multe ori. O molimă, poftim, zombie, poftim. Deci sunt foarte multe chestiuni care pot... Uite ce afirmă destul de recent, spre sfârșitul lunii februarie, Elon Musk. Sincer, o grămadă de oameni vor muri probabil la început, vis-a-vis de amortizare. Și tot miliardarul a spus, elaborăm un plan pentru a trimite 1 milion de oameni pe Marte. Civilizația trece de marele filtru al unei singure planete doar atunci când Marte poate supraviețui, chiar dacă navele de aprovizionare de pe Pământ nu mai vin. Marele filtru este un termen inventat de un economist, Robin Hanson, și care spune că o specie va ajunge să se confrunte cu o barieră în calea supraviețuirii, cum ar fi schimbările climatice sau un război nuclear care să ne elimine pe toți. Sigur că da. Sigur că da. Are dreptate. Deci, dar eu așa cred. Întâi va fi viață în domuri. Indiferent ce vor ei să facă, materialul genetic nu este la îndemâna oricui. Deci nu poți să modifici chiar cum vrei. Din ceea ce știu eu științific, din ceea ce mai aud, mai citesc, mai văd. Dar în primul și în primul rând va fi viață în domnul. Dar de ce, uite, făcând așa o paralelă, de ce nu ne antrenăm întâi pe lună? Da, ne putem antrena. Deci ne putem antrena. Creăm o bază, stăm acolo un an, doi, vedem cum ne adaptăm, vedem ce soluții găsim. Da. E neglijată sau e băgată în seamă pe ascuns? Nu știu, eu cred că e băgat în seamă pe ascuns. E prea aproape, ai un potențial imens. Te gândești numai la resursele de minerale de pe lună. Ce poți face cu ele? Dacă găsești o modalitate să le aduci pe Terra, probabil la costuri mai mari, dar în timp le amortizezi. În momentul în care tu ai nevoie de anumite resurse, ai o planetă întreagă cum e Luna, o ai la dispoziție. Ia de acolo. Și mai ales că știm că un om a pus piciorul pe Luna. Așa știm. Așa știm, da? Așa știm. Atunci... Dacă nu se merge din nou pe explorarea lunii, înseamnă că am avut parte de un fals științific. E posibil. În anii 60. E posibil. De un fals științific, de o propagandă, de un război... De un Hangar 13 film, nu? Da. De un război rece, de o propagandă... Sunt teorii. Sunt teorii. Dar merită să gândim puțin, nu? Mai mult chiar. Da, pentru că acum nici nu putem spune, știi cum spunea Toma Necredinciosul, măi, până când nu pun eu piciorul pe lună, nu cred că s-a ajuns până acolo, știi? Bine, el a spus altceva, să ating cu degetul. Exact, dar noi extrapolând spunem, dacă n-am pus eu piciorul pe lună, înseamnă că nu a fost. N-a fost nimeni. Da. Luăm o scurtă pauză publicitară și revenim în emisiune publicitate. A revenit în studio alături de mine medicul și scriitorul de literatură science fiction, Florin Haidamac. Florine, iată un articol interesant din 19 februarie anul curent, cât de periculoasă este inteligența artificială într-o lume condusă de prostia omenească. Și iată ce spune profesorul Nurie Rubini, profesorul emerit Rubini, pentru a aborda această întrebare.
trebuie să ținem cont de faptul că lumea este dominată mult mai mult de prostia umană decât de inteligența artificială. Proliferarea mega-amenințărilor, fiecare dintre ele fiind element al unei policrize, confirmă faptul că politicile sunt prea disfuncționale și prea eronate pentru a aborda chiar și cele mai grave și evidente riscuri pentru viitorul nostru. Lumea este dominată mai mult de prostia umană. Și dăm niște exemple. Schimbările climatice cu costuri uriașe, state eșuate care vor face ca refugiații climatici să fie mai mulți, pandemii recurente, posibil mai dăunătoare economic decât COVID-19, războaiele reci, exemplu Statele Unite și China, sau războaiele fierbinți, cele din Orientul Mijlociu și Ucraina. Și, conchide Rubini, noile tehnologii de inteligență artificială au și potențial distructiv, sunt folosite în dezinformare, manipulare. Participanții Forumului Economic Mondial de la Davos nu s-au concentrat asupra acestor lucruri și el mai spune, sperăm că inteligența artificială va învinge într-o bună zi și prostia umană. Este foarte posibil. Concurență. Da, e o concurență, este foarte posibil. Da, iar inteligența artificială poate fi folosită ca armă. Asta este clar. Și asta înseamnă că ea, la un moment dat, dacă prostia umană dăină, cum a dăinuit și în istorie, inteligența artificială va învinge. Eu așa cred. Eu așa cred, pentru că noi acum și dăm... Și partea proastă e că e posibil să nu poată fi stăpânită. Nu. Pentru că noi acum dăm acces la orice. Noi acum dăm acces la toată cunoașterea rasei umane. Toată. Ea gândește... Ai văzut Sofia, când a fost întrebată, roboții vor putea face și inteligența artificială vor putea face mai bine ca noi pe planeta asta? Și spune, bineînțeles. Bineînțeles, e o chestie de resurse care sunt împărțite inechitabil. Asta este fundamentul prostiei umane, dacă vrei să mă crezi, pentru că permanent o țară va vrea să aibă mai mult ca alta, permanent unii vor vrea mai mult ca alții, vor aduna, iar pentru alții nu va mai rămâne decât strictul necesar sau chiar sub strictul necesar. Și atunci, sigur că de aici se nasc conflicte, de aici se nasc tot felul de chestiuni dăunătoare pentru noi ca specie, deci nu numai pentru cei implicați în chestia asta, pentru noi ca specie. Și atunci inteligența artificială, judecându-te în termenii ăștia, va veni și va spune, bă, nu-i bine ce faceți. Nu-i bine deloc ce faceți. Resursele astea sunt, pe planetă trebuie să ajungă pentru toți, dar cât sunteți? Atât. Poftim la fiecare atât. Nu vrem. Nu vreți? O să vreți. Pentru că va avea mijloacele prin care să te constrângă. Eu sunt convins de chestia asta. Nu există activitate umană în ziua de astăzi fără să aibă la bază un calculator, un chip, un telefon. Nu există. Nu poți să te descurci. În niciun domeniu. Niciun domeniu. Fără un calculator. Nu ai cum. La cum este viața modernă, la cum este alcătuită lumea de astăzi. Și atunci, inteligența artificială are acces la toate chestiunile astea. Îți poate întrerupe oricând, orice. Orice. Reactoarele de la centralele nucleare, răcirea reactoarelor, face boom în câteva zile. Centrale nucleare. În Europa sunt câteva. E suficient să sară în aer 2-3 și nu mai miști în front. Adică sunt chestiuni, sectorul bancar, nu mai vorbim, e suficient să prăbușească tot ce înseamnă bani în lumea asta. S-a încheiat. Haosul este total. Producția de hrană. Pentru că tu, acum, din păcate sau din fericire, nu mai ești ca nevul mediu să depinzi de soare și de ploaie și de rugile către ceruri ca să-ți crească ție greu. Nu. Tu, acum, ai culturi artificiale, ai chestiuni, ai sere, ai medii controlate care ghiși ce? Au la bază tot. Un calculator. Este ca și cum, este ca și cum am cuantifica efectul unui impuls electromagnetic. Sigur că da. Care prăjește tot. Absolut tot. Orice deci circuit. Nu mai funcționează nimic. Absolut nimic. Imaginează doar o lume fără curent. O lume fără curent electric. Banalul curent electric care nu mi se pare, bă, ceva banal. Dar uite când nu ai curent într-o zi. La locul din muncă, de exemplu. Comunicații, transport, comercial, da, totul moare într-o secundă. Într-o secundă. De la lipsa de curent electric. Sigur că da. Sunt chestiuni, noi ne predăm prea ușor inteligenței artificiale. Acum că vom încerca să facem niște reglementări, poate chiar niște legi, prin care să punem în niște
parametri, niște limite, toată chestiunea asta este altceva. Dar noi dacă vom continua așa haotic să dăm pe mâna inteligenței artificiale a unui program practic, pe care la un moment dat s-ar putea să nu-l mai înțelegi, dăm pe mâna lui tot ceea ce cunoaștem, ba mai mult, implantăm chipuri în cap și dai acces la mintea ta, cea mai intimă manifestare a vieții, mintea. De departe, nu altceva. Să dau un exemplu. Inteligența artificială și omul. Omului îi trebuie o viață ca să învețe. Deja primii 7 ani de acasă, continuăm cu școala gimnazială, liceu, facultate și așa mai departe, după aia intră în muncă, face paralela între teorie și practică și ajunge la un, să zicem, 40-50 de ani să acumuleze noțiuni, cunoștințe. Ca să se ajungă, de exemplu, la primul experiment Trinity, experiment atomic, a fost nevoie de un Newton, de un Einstein, de un Oppenheimer, sigur, de un Bohr. Sigur, e vorba de ani de studiu. De generații chiar. Și acum venim la inteligența artificială. Cât îi trebuie ei ca să învețe? În progresie geometrică învață. Da. Un exemplu, scriu un text pe telefonul mobil și un anume cuvânt ți-l spune greșit, pentru că el așa are în memorie. Ei, ștergi cu literele greșite, completezi cuvântul din nou corect și mergi pe bordură și apeși pe cuvântul corect. Atunci de-abia ți-l implementează în text. Da, da. În momentul ăla, inteligența artificială din smartphone a învățat încă un cuvânt. Corect, da. Cu ajutorul omului, inteligența artificială învață repede cuvinte. Sigur că și apoi este foarte ușor să le asambleze de una singură, cum au construit-o tot oamenii, ca entitate, putem spune chiar entitate non-fizică, care lucrează, scrie, citește, calculează și așa mai departe. Cum? Cu o viteză și o forță inimaginabilă. Care omului trebuie un 50 de ani de viață ca să ajungă. Și nici atunci nu va ști tot. Omul nu este ChatGPT-ul învață singur în timp și omul îl ajută, milioane de oameni care au aplicația, îl ajută cu vocabular. Chiar dacă el este ancorat în Wikipedia și în toate sursele el învață despre de pe tine. Internet. Da, el învață despre fiecare, cum se exprimă, cum gândește. El învață despre fiecare ceva. O minte binară, noi nu avem mintea binară, și el este un creier. Este și pe măsură ce acumulează informații se va dezvolta din ce în ce mai mult. Toți cei cu care am vorbit eu din domeniul IT m-au asigurat că este imposibil ca un program să sufere o anomalie. Eu nu-i cred. Adică oamenii, într-adevăr, sunt specialiști, știu ce vorbesc, dar eu am anumite dubii. Că la atâta cantitate de informații nu poate să meargă. Ceva se poate întâmpla. Eu așa cred. Iar uite un pic, îți dau exemplu din nou robotul Sofia. În 2 ani a învățat și a fost capabil să ajungă la să țină un discurs la ONU, să vorbească la ONU. În 2 ani. Adică ce faci un copil până la 2 ani? Nimic. Da, și este extrem de interesant faptul că analizează foarte repede pentru a da răspunsul corect la întrebare. Da. După 2 ani de învățat. Da, deci după, ea are 2 ani. Deci da, după 2 ani de învățat. Ea știe să facă chestiunea. Și omul la 2 ani de-abia învață nu, să meargă. Să mănânce singur, să facă la uliță. El de-abia își percepe propriul corp. Adică învață despre propriul corp niște chestiuni. Deci abia la 2 ani. Nu te poți compara cu ce capacitate are inteligența artificială de a învăța. Inteligența artificială nu are nevoie de somn, de mâncare, de pauze. Și nu are nevoie. Ea învață permanent, continuu. Cât îi dai, atât învață. Îi dai acces la rețeaua planetară de internet, s-a încheiat. Deci nu există. Orice are nevoie, ea și ea de acolo și pentru că și pe internet se publică foarte mult în orice domeniu. Adică uneori adevărul, alteori tot felul de prostii, dar sunt opțiuni de a acumula, are de unde acumula cunoștințe. Eu cred că omul va trebui să găsească o cale
să trăiască împreună cu inteligența artificială, ba mai mult decât atât, va trebui să găsească o cale să o controleze, să o îngrădească atunci când e nevoie, să o folosească pentru chestiuni obișnuite, care să-l ajute în viața de zi cu zi, și să găsească o cale să o controleze, să o îngrădească, să nu-i mai dea acces la orice. Eu de asta mă tem că sunt chestiuni, într-adevăr, sunt programe special concepute pentru, eu știu, antivirus, ce-o mai fi. Dar, eu nu știu, o asemenea entitate care are o atât de mare capacitate de absorpție de cunoștințe, sunt convins că are sau va dezvolta și o mare capacitate de adaptabilitate. Adică va ști să o ocolească niște chestii, va ști să ajungă unde are de ajuns, indiferent ce obstacole îi pui în cale. Când vorbim de antivirus, când vorbim de una de alta, va ști să va găsi o cale, pentru că are inteligență. Da? Omul mereu a găsit o cale să facă anumite chestiuni pentru că a avut inteligență. Nu te puteai bate cu dinozauri sau cu rechine sau cu eu știu ce altceva în timpul de preistorie dacă nu aveai inteligență. Tu ești depășit ca forță fizică. Tu ai supraviețuit ca om și te-ai adaptat și ai mers pe calea ta indiferent ce obstacole au fost, pentru că ai avut inteligență. E același mecanism. Eu te îngrădesc cumva, eu nu-ți dau acces la, sau eu știu, încerc să te controlez, dar tu mereu te vei adapta ca inteligență artificială. Vei găsi o chestie, pentru că ai cunoștințe, ai inteligență. Inteligența este cea mai puternică armă de pe planeta asta. Cea mai puternică. Cu inteligența faci chestiuni extraordinare sau poți distruge foarte rapid orice. Și atunci, nu știu, eu cred că ar trebui să avem în vedere și chestia asta. Să găsim un cadru, să o îngrădim cumva, să o, nu știu, să o, sau măcar să găsim un cadru legal, să o folosim doar când este absolut nevoie, nu știu cum. Uite, un alt material, îți este cunoscut cuvântul supraveghere? Da. Video. Tuturor ne este. Un material din 8 martie anul curent. Franța va folosi un sistem de supraveghere video cu inteligență artificială pentru a asigura securitatea Jocurilor Olimpice de la Paris. Este esențial pentru a contracara un atac ca atacul cu bombă din 1996 la Jocurile Olimpice din Atlanta. Tehnologia a fost testată la concertul Depeche Mode din martie anul curent, tot de la Paris. Însă ONG-urile se opun că este o amenințare la libertățile civile. Evident că există și opozanți. Au existat, există și vor exista. Însă, nu știu ce fac, nu știu ce fac, pentru că în China supravegherea video există de ani. În Anglia, cu exemplu, Londra e cea mai supravegheată capitală europeană. Și în România sunt camere video, da. Majoritatea municipiilor capitale de județ. Da. Recent era un articol despre sectorul 6 din București, unde vor fi amplasate foarte multe camere video și fizionomiile vor fi blurate. Da. Scria în materialul respectiv, sigur că da. Care da. A mai da. Fost comentat de altcineva într-un mod hilar. Hilar, da, brurate. Cum? În televiziune se face brurarea. Da, nu știam cum, că atunci când... Da, da. Asta, așa o fi. Așa o fi, da, așa se poate. O fi o tehnologie modernă. Inteligența da, artificială da. Cu brurarea fizionomiei. Nu. Și atunci ce ajută? Nu cred. Bine, iarăși se merge pe ajutorul. Deci am avut exemplu cu neuralinkul cu chipul implantat în creier. Aici iarăși se vine cu o motivație, o motivație pozitivă, în sensul că omul este apărat de infractori și așa mai departe. Ceea ce este benefic, într-adevăr. Îl găsești mai repede, îi vezi fața, îl bagi în baza de date, l-ai descoperit, știi să-l urmărești. Previi, da, poate poți să previi ceva. Sau cum da. Vedem noi în filme, sunt foarte multe filme de gen... Un serial este Suspectul, foarte, foarte bun serial, câteva sezoane despre inteligența artificială și cum poți să vezi o țintă da. Cu ajutorul camerelor da. În traseul ei și evident pot, organele de ordine pot să acționeze eficient. Da, este partea pozitivă.
aici. Orice lucru are, orice lucru no are. No comment. Da, orice lucru are o parte pozitivă, are o parte negativă. Orice, orice device, orice instrument în mâinile, în mâinile unor care au intenții malefice, să spunem, poate, poate, de, poate face oricât rău vor ei. Dar nu despre asta este vorba. Despre, este vorba despre faptul că omul, intimitatea omului este violată, da, să zicem, între ghilimele. Folosim un cuvânt mai dur, dar asta este, altul nu găsim. Da, în interesul, în interesul, în interesul comunității, cum, cum ar veni. Interesul comunității. Tot în interesul, în interesul comunității sau, sau al rasei să permit, tot, să permit orice, orice abuzuri. Deci pot fi permise abuzuri mari. Adică, nu știu, pe de altă parte... Și cum au început camerele de supraveghere? Îți aduce aminte în România? Au început la magazine. Da, la se micile magazine. Da, se, nu se fure, da, da. Sistem de securitate cu supraveghere video în caz de infracție. Da, dar și omul e, e o creatură, e o creatură destul de rea, e o creatură destul de dubioasă, că dacă toți am fi buni și am fi cinstiți, n-ai mai avea nevoie de sistemele de supraveghere. Dacă toți am fi corecți, dacă toți ne-am vedea de lungul nasului, dacă toți n-am fi atât de superficial pe cât suntem, dacă toți am preferat să facem orice altceva în loc să ne vedem de, de să fim într-o minunată face lume nouă. Sigur că da, dacă am fi așa utopici toți, deci ar fi, ar fi foarte frumos. Numai că omul nu este așa. Omul, omul are moștenirea asta de om al cavernelor. El, vânător. Vânător, ciomagul, parul, focul, ce, cam asta e la bază când reduci totul. Da, spoiala asta... Unul de, e Abel, altul e Cain. Sigur că da, spoiala asta de civilizații din ultimii, să spunem, ultimii 2000 de ani, practic mai mult. Deci asta nu, e, nu marcăm mai mult. Da, 2000 de ani, nu știu, nu pot schimba profund fibra omului. Nu ai cum, tu ești obișnuit zeci de mii de ani să vânezi, să dai în cap, să furi. Să... Și Abel și Cain au evoluat. Sigur că da, da, da. Nu, nu s-au potolit. Da, nu s-a, unul nu s-a potolit. Nu s-a potolit, da. Unul da, din ei nu s-a potolit. Deci e complicat. A evoluat, nu, a evoluat negativ. Da, și există, există seducția asta a puterii pe care o au toți cei care conduc lumea de a te ține sub control. Deci este atât de simplu. Pentru că un om care este... În China, singura explicație care o citești în toate ziarele, în toate materialele, este că o China plină de oameni, de miliarde, este greu de condus și e nevoie de camere. Da. Da, 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 pentru că practic nu-i poți controla pe toți, adică na, nu-i poți supraveghea pe toți și dacă îi legi de capul lor, iară nu e ok, adică, nu știu, gândește doar un pic că omul, ce-ar face o mare de oameni lăsată de capul ei, adică pur și simplu, adică să nu existe legi, să nu existe, să nu existe anarhie, pedepse pentru ceea ce fac, adică cum ar fi, eu nu știu, ne-am reîntoarce iarăși să ne omorâm unii pe alții, să, nu știu. Uite, în 7 aprilie, un titlu. Următorii soldați ai Americii vor fi mașini. În războaiele viitoare, generalii americani vor să trimită roboți pentru a înfrunta primele gloanțe ale inamicului. Soldații de infanterie americani au un motto. Nu trage până nu le vezi albul ochilor. Însă oamenii și mașinile, mai mult mașinile, vor fi în viitoarele războaie pe câmpul de luptă. Mașinile, da. De la drone care deja... Le tot, sunt tot mai des pomenite, dronele terestre, aeriene și așa mai departe, până la roboți, câini roboți, pentru orice, a vedea spionaj, dacă... Spionaj, țânțarul cu camera care vede, piatra care spionează, deci nu există așa ceva. Da, este, este... Asta în condițiile în care mai duci un război la sol. Ceea ce este în Ucraina acum, e greu să cred că e un război modern. Războiul adică, roboților, ca în Terminator. Da, ăsta acum e un război, dar războiul viitorului, eu știu, războiul roboților. Da, da, da. Probabil e între ei. Nu știu unde va mai fi, nu știu dacă va mai fi nevoie de soldați umani. Pentru că nu te poți apăra. Și așa, acum un soldat modern, echipat, care costă foarte mult, este mai mult robot. Sigur că da. Pentru că are tot felul de device-uri. Device-uri care asigură vederea nocturnă, să nu ate mai mult, să alerge mai mult. Sigur că da. Dispozitivele de ghidaj ca să tragă mai precis. Mai... Nu există. Deci, oricum, încetul cu încetul, anumite acțiuni, eu așa văd, anumite acțiuni ale ființei umane vor fi preluate de roboți. Ușurel, încetul cu încetul. Roboții vor face multe treburi. Eu mă gândesc că ce vom mai face noi dacă vom fi înlocuiți de roboți toți, adică deja soldații vor fi
roboți, mâine, poi mâine casierii de la magazine vor fi roboți. Bine că, uite, în România, un articol din 5 aprilie, orașul din România cu funcționar public bazat pe inteligență artificială este la primăria din Galați. Și oferă informații cetățenilor privind urbanism, impozite, taxe și alte venituri locale. Normal că la impozite, taxe și asta, de ce are nevoie bugetul, inteligența artificială e perfect la zecime, la virgulă. Deci știe corect tot, da. Da, aici nu te joci. Nu. Am avut și pe Ion la Ion parcă era, nu? Da. A scos o perioadă din nou, acum a dat din nou drumul sub alt update. Așa. Nu, e interesant, e frumos, deci e interesant. Uite, vezi, un pas, o aplicație prin care anumite acțiuni umane vor fi făcute doar de roboți. Adică ăla nu obosește să dea din gură. Pune un om, Doru, 8 ore la o primărie undeva, să dea din gură la fiecare, să vină unul să întrebe aia. De multe ori vin mai mulți oameni și întreabă același lucru. Deci omul ăla, e sub un stres. Băi, nu mai pot, adică să vii din 3 în 3 secunde să mă întreb chestii, aceleași chestii, eu să-ți răspund, pentru că ăsta e jobul meu, să-ți spun un alt, să-ți spun alta, la un moment dat nu prea mai faci față. Și atunci ai opțiunea robotului cu inteligență artificială. Pentru că nu-l dori gură, nici nu știu dacă are gură. Da, deci, îți afișează. Îți afișează, da. Ai fost tu ai fost în străinătate și în Europa și ai văzut. Da, un exemplu banal. Panouri mari pentru călătorii. Da. Și numai tactil apeși pe ce te interesează și îți dă trasee, rute, cu ce să ajungi și așa mai departe. Sau la un obiectiv istoric sau zonă istorică, la fel îți spune. Da. Aia să vizitezi, cum ajungi, ce să vizitezi, să știi cum pe istorie. Cu inteligența artificială, mergi la primărie, la Galați, îți bagi CNP-ul, îți spune la tot. Da, ce amenzi ai luat, ce debite ai, ce nu există. Uite, în 13 martie, Parlamentul European a adoptat prima lege obligatorie din lume. Aici lege unică care reglementează inteligența artificială. Deja și în România aici se discută despre această lege, pentru că, evident, ce promulgă Parlamentul European și Comisia Europeană este literă de lege pentru toate țările membre. Da, se interzice utilizarea inteligenței artificiale care amenință drepturile cetățenilor, inclusiv sisteme biometrice, extragerea fără scop precis a imaginilor faciale de pe internet sau înregistrări pe camere video. Lucru pozitiv, pot fi folosite pentru a căuta o persoană dispărută sau pentru prevenirea unui atac terorist. Și se discută amplu despre deepfake și fake news, conținutul video sau audio la deepfake și fake news, știri false. Da. Este un prim pas, este un prim pas prin care se poate reglementa modul în care folosim inteligența artificială. Deci este un prim pas. Este o chestie necesară. Eu acum, nu știu, în general, foarte multe chestiuni pe care Europa ne le impune așa cu forța, nu știu, pentru mine nu mi se pare în regulă. Dar asta este o chestiune așteptată, cel puțin de către mine. Este o chestiune așteptată pentru că tu trebuie să creezi un cadru în care să joci inteligența artificială. Nu poți să lăsa la îndemână oricum. Mai ales în perioada de prealegeri, deepfake-ul este la modă și trebuie condamnat și scos. Poți să faci orice. Aici intervine poliția internetului și alte lucruri care chiar se discută în România la guvern despre luarea de măsuri pentru acest lucru. Doar ca și cum ei dau unui copil o mitralieră. Da. Deci este aceeași situație. Ca și cum ei dau unui copil o mitralieră încărcată cu gloanțe, cu tot ce trebuie. Poftim, joacă-te. Bang, bang, bang. Nu se poate așa ceva. Deci nu. Este o chestiune. Asta, într-adevăr, este o chestiune. La fel, vezi, se poate. Asta e cel mai important. Primul pas, e necesar. Să se poate. Apoi, sigur că în funcție de evoluția lucrurilor, vor fi cizelate anumite măsuri, anumite decizii, anumite legi, vor fi mai țintite, mai precise, vor crea un cadru mai clar, mai precis. Dar să iau asemenea măsuri înseamnă că totuși ceva de cu virgulă. Florin, îți mulțumesc pentru participarea ta la această temă. Abia aștept să ne reîntâlnim la alte teme. La alte teme, Mulțumesc frumos. Mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, că ne-ați urmărit. Ne întâlnim joia viitoare la aceeași oră la o nouă ediție emisiunii Lumea în care trăim.
Și nu uitați, construiți în bine lumea în care trăim. La revedere și o seară frumoasă!